După lăsarea întunericului, stațiunea Mamaia își reconfirmă seară de seară statutul de centru al distracției estivale. Dacă e să ne luăm după numărul de turiști din imaginile surprinse seara trecută, nu am putea spune că ne apropiem cu pași repezi de finalul sezonului. Este și părerea solistului Mihai Trăistariu, care a fost peste tot vara aceasta și încă mai are evenimente pe litoral. Seara trecută a urcat pe scena din Piața Perla în fața a sute de turiști. Turiști din toate colțurile țării vin să ne vadă și aici sunt artiști în fiecare seară, programul de 4-5 ore, eu sunt o dată pe săptămână și îmi convine. Eu bineînțeles că am în fiecare seară peste tot pe la terase, pe la teatrele de vară, am tot cântat și prin țară. Și iată că e o vară ca niciodată. Mi se pare o super vară față de ultimii 5-6 ani când era așa mai răruț. Și nu este singura vedetă pe care au ocazia să o vadă cei care încă se distrează pe litoral. În ultimul weekend oficial de vară, DJ-ul Virgil Batista și formația Mandinga vin să încingă atmosfera într-un club din centrul stațiunii. Weekendul acesta avem pregătite două petreceri, respectiv vineri seara avem invitat un DJ de la Pro FM, DJ Batista. Iar sâmbătă seară avem o petrecere unde invitați sunt cei de la Mandinga. Nici vedetele internaționale nu vor lipsi din calendarul vieții de noapte. Rapperul american Xzibit vine pentru prima oară într-un club din nordul stațiunii. X be the life of the party. Don't be scared, girl. Reach out and touch somebody. Nu vor lipsi nici prezentările de modă de pe podiumul amenajat în zona casino, dar nici piesele de teatru în aer liber la Piața Perla.